Bună dimineața, Casanova. Oricum, profilul Casanova, indiferent că este de sex masculin, indiferent că este de sex feminin, se aseamănă. Sunt identice. Au aceleași manifestări, aceleași feluri de a fi, sunt aceleași interese care sunt de două feluri, depinde de ce o fac, ca să nu avele astea, din orgoliu, din necesitate pentru a-și rezolva situația, mă rog, cu orgasmele lor, hormonii, știi, rezolvarea hormonilor. Ori e un interes financiar. Pentru că așa au văzut ei că este, e potențial. Până la urmă. Și dacă nu e rost de bani, este rost de cadouri din când în când, pentru că omul se pune la dispoziția, la dispoziția ta negreșit. Inevitabil. În viața asta am întâlnit un astfel de Casanova care a luat-o rău în personal, faptul că am încercat să îi arăt verigile slabe din firmă, greșelile eventual se arăt unde scârție, ce, care sunt problemele respective. Aparențele sunt de informe, teoretic. Când se fac, când se face artă din sex, e cu totul altceva. Când trăiești de pe urma artei sexuale, e cu totul altceva. Când o practici, este ca o hrană pentru moșii tăi, adică nu contează, toți avem moșii noștri, avem schelete prin dulapă. Una, două, trei schelete, cinci. Fiecare cu păcatele sale și cu ce vreau eu să vă zic este că roata și pătrată, dacă este. Da, pentru că cam asta fac casanovele, inventează roata pătrată. Am inventat-o. E pătrată. Și fie roata ea și pătrată, tot se întoarce măcar o dată. Într-o oarecare măsură, cineva mi-a zis că ar trebui să mai fac și eu un alt păcat și să nu mă bucur și să mă bucur în liniște, pentru că eram toată numai un zâmbet pe afară, eram într-o fericire extraordinară. Ce se întâmplă foarte tare? Foarte mulți dintre voi aveți impresia că înșelatul reprezintă dusul la altă femeie, înșelatul este privitul pe stradă după alte femei, doritul, plăcerea, etc. Nu, înșelatul este în momentul în care confunzi iubirea cu dorința.
dacă nu ești capabil să distingi dorința, când vrei să îți primești explicații despre iubire, tu atunci ești pierdut deja. Adică, știi? Există oameni care ajung atât de low, atât de jos, încât în momentul respectiv universul vrea să-i salveze. Și trimite pe cineva, sau dacă nu trimite pe cineva, face pe cineva să-l privească cu inima, cu sufletul, whatever. Cu sufletul, că, da? Să-l privească cu sufletul. Și astfel de Casanova o să-și pună întrebarea, de ce mă iubești? Trebuie să-ți fă ceva, trebuie să-ți fă ceva, pielea mea, gesturile mele, etc. etc. Adică, vă dați seama gradul de lipsa încrederii, adică inexistent în sine, a acelei persoane? Ei sunt foarte preocupați pentru felul în care prestează serviciile. Sunt foarte implicați în a servi femeile sau bărbații respectivi. V-am spus, există Casanova de tip masculin, există Casanova de tip feminin. Și sunt foarte ocupați de așa ceva și dacă întâlnesc din întâmplare o persoană care iar iubi, pentru că așa se întâmplă la universul, viața, trimite pe cineva care să invite, să deschidă către ei, or să fie foarte circumspecți către așa ceva și asta e. Înșelatul este atunci când e de fapt o sabotare teoretică. Înșelatul ăsta e un fel de sabotare pentru că ei chiar cred, da, că sunt extraordinari ca și body fax, da? Că asta sunt ei. Casanovele, ăia care sunt pe partea de așa ceva, Casanova, fie de gen masculin, fie de gen feminin, ei sunt pe partea respectivă a sexului, fie că este vorba, asta este un corp de folosință, asta reprezintă body fuck. Traducerea liberă în limba noastră, da, există un corp de folosință. Da? Corp de folosință. O să-i vedeți că se îndoiesc. Îți pun bariere, da, pe care nu or să le rostească de frică. Și tu o să simți barierele alea. Ele există. Asta este înșelatul. Teoretic. Înșelatul nu este că s-a dus extra și a rezolvat niște hormoni. Mare rahat, adică în fond și la urma urmei, se întâmplă asta de ani, de mii de ani pe pământul ăsta. Și înainte de Hristos și după Hristos și dacă exista și mai exista și alte civilizații, da? Să nu... Iubirea întotdeauna o să facă chestii fără să ceară nimic în schimb. Da. O să fie și acolo și după ce a suferit de 10 ori, 20 de ori, după ce... Băi, și ce se întâmplă Casanovele astea? Ei mint în continuu. Ei în continuu, în continuu. În continuu, pentru că este atracția aia de... și tu vezi, știi? Că tu ca iubire simți că e ceva neregulă. Tu știi? Și minciuna. Minciuna este când vine la poveste, îți livrează de iubire, știi? Interesată,
care e deghizată, iubirea asta deghizată, interesată, într-o dorință, într-un interes, într-un ceva. Eu v-am spus, pe viața asta, în general, eu am interese emoționale, sunt interese efemere. Nu cred că ar trebui să fiu cotată la un așa ceva, la nivelul de Casanova. Eu sunt acolo, adică. Da, sunt capabilă să parez interesele, sunt capabilă să-mi spun nu, sunt capabilă să opresc suferința, știți? Dar durerea în sine, da, ea vine cu o viteză extrem de mare, pentru că este dureros. Toate lucrurile astea se întâmplă și dacă nu te omoară, mergi mai departe, că e un exercițiu. Tu cu așa ceva, tu faci exerciții și deja tu știi dacă ți se întâmplă lucrul ăsta. Prima dată, dacă ți se întâmplă, să-ți fie rușine. Să fie lui rușine sau ei rușine. Când se întâmplă a doua oară, asta e. Sau era invers. Prima era asta e. A doua oară, că s-ar putea să fie o întâmplare, poate nu v-ați cunoscut îndeajuns, poate, eu știu, sunt înțelegeri, că întotdeauna într-o relație, la începuturi, sau când se inițiază o relație de genul respectiv, există o neînțelegere și dacă apare o neînțelegere, poate, dar în momentul în care reapare a doua oară, este să-i fie persoane respective rușine, iar dacă ți se repetă a treia oară, deja să-ți fie ție rușine. Ce n-ai înțeles a doua oară? Ce ți-a fost neclar a doua oară? Da? Adică tu nu mai dai, tu nu mai dai ocazia a treia oară, pentru că deja este destul de trist. V-am spus, interesele sunt de mai multe feluri în privința unei persoane de tip Casanova. Da, unul din cei mai rezistenți subiecti sunt persoanele cu inteligență cognitivă peste medie, peste 130, conform matricelor Raven, progresive Raven. De ce? Pentru că poți identifica un fraier, un mincinos, etc., etc. Mult mai ușor, mult mai simplu. Ei și în relații, dacă blafează, tot tipologia de Casanova sunt. De ce? Pentru că ei sunt acolo în relația respectivă pentru interesul lor propriu și personal. Așa, folosindu-se de cealaltă persoană, da, persoanele inteligente cu IQ mare, suntem incomode. Pentru un simplu fapt că suntem greu de manipulat. Adică noi vedem și îi vedem pe oameni așa cum sunt. În asta constă intuiția. Noi, așa cum se prezintă ei în fața noastră, nesiguri sau siguri pe sine, cu intențiile lor cu tot, cu ce vor să facă. De aici intervine și tristețea pe care noi o avem de cele mai multe ori sau bucuria în lacrimi pe care o avem, nu intră la depresie, nu intră nimeni în depresie. Persoanele fericite, când persoanele inteligente, cărora le se întâmplă ceva, fără să fi mințit, fără să, etc., etc., fără rahaturii pe băți cu. Da?
și ei reușesc să se bucure. Ele, persoanele respective, reușesc să se bucure. Și adeseori și îi vezi cum mama a intrat în depresie, a plâns. Nu voi plânge de bucurie, știi, adică. Nimic altceva. Deosebit. Ideea este, știi, noi nu avem, ca să voi să înțelegeți, nu este nimic greșit în a fi Casanova. Greșit este să mergi pe drum susținând că tu iubești. Că e iubire. Te-am iubit? Ce treabă are? Eu iubesc. Oamenii care nu reușesc, sunt foarte puțini Casanova care reușesc să iubească în viața asta, adeseori sunt și ei șocați de, și adeseori greșesc pe tema asta, e barna o să socializeze cu acea persoană, dar foarte rar se întâmplă, însă se întâmplă, da? Cam asta este cu înșelatul și o să vedeți, o să vedeți, de fapt, și de că asta este tristețea foarte mare. O să înceapă cu manipulări de texte, cu texte prin ureche, prin pentru ce? Un căcat de orgasm și o amintire patetică. A ce? Da. Aia poți să ți-o dea și alții. Adică, da. Așa. De ce ar trebui să minți? E mai ok, cinstit, știți? Casanova, Casanova, dar cinstit, știi? Nu mai text. Crezi? În ce îți crede? În ce să crede maică? În minciună? N-am cum. Eu trebuie să mă conectez cu ceva. Eu mă pot conecta cu orice în afară de minciună. Adică, asta este inteligența. Da? Pot să mă conectez cu o minciună nevinovată, știi? Da. Să fi fost la regim și am mâncat și sunt niște înghețată. După cum observați, am pus aici, să vă fie ușor. Să înțelegem ce se întâmplă aici. De aceea lumea fetiș, lumea kinky, lumea queer, cea în care există BDSM-ul, cea în care la noi ce ingușă e și un căpuș, adică nu discutăm clar. Da? Oricum apreciez un Casanova care în sfârșit a expus o problemă, o situație. În sfârșit a reușit că de fapt există o condiție pentru care s-ar întâlni cu mine. Numai în acele condiții, probabil. În sfârșit, știți cum este, s-a terminat și pandemia, încep să cadă și alte, apare mai cad și poate mai cad și alte măști din greșeală, că poate au uitat să o dat acasă și să și o pună. E bine, e de bine. Eu sunt recunoscătoare, pentru că e o confirmare. Nu îmi place să am dreptate, dar din păcate am. Câteodată și chiar prea des. Persoane inteligente au. De aici este și intuiția. Da? De aceea persoanele inteligente ori să se bazeze pe intuiție, nu ori să lase alegerile pe inimă, pe minte, pe rahat, pe băț, pe talala. Da. Făcusem un video mai devreme, mult mai frumos, mult mai extraordinar. Și, din păcate, l-am pierdut. Era mult mai în vervă, mult mai... Da, între timp, am încercat să merg mai departe și să... Și să fie clar tot ce există de zis. Casanova pentru care, despre care l-am avut ca și model pentru videoclipul ăsta, pentru studierea cât de cât, sper să ajungă în situația în care să
ajungă la prăbușire. Dacă se întâmplă prăbușire lină, fraiere, eu sper că ai persoane care să fie pe lângă tine când te vei prăbuși. Sper că știi că poți oricând să ceri ajutorul din punct de vedere financiar, bineînțeles. Cazul în care nu ai bani să plătești o prestatoare de servicii emoționale, sexuale, nu e nicio cagică care să-ți trimite ție mesaje, să-i prestezi, adică poți oricând să, așa, să-ți cumperi iarbă sau eu știu că poate între timp consumi altceva, în afară de iarbă, ca să n-ajungi, adică atâta mai rămas din iubirea platonică. Acum o să-ți fie foarte ușor să recunoști iubirea, poate așa o să-ți dai seama că oamenii de lângă tine, femeile de lângă tine nu sunt curve de trotuar. Chiar dacă efectiv multe dintre ele oferă servicii sexuale sau servicii de entertaining, și că dincolo de toate astea există un om, dincolo de imagine, chiar dacă oamenii respectivi sunt așa cum sunt, există sau e arta lor, cu sau fără permisiunea ta, o să zbor. Tu știi că nu sunt pentru totdeauna, n-am promis că o să fiu pentru totdeauna. Nici măcar o clipă nu am promis. O să stau acolo până să vină ea, până să înțelegi cam cum arată iubirea. Să nu cumva, știi, poate de întâmplare în timp ce îți vin pupezele printre așternuturi, poate reușești să ai timp să o recunoști. Pe ea. Că n-ai timp să știi. M-am gândit că acum ar trebui să fac outro ieșire, adică m-am gândit că ar trebui să zic asta la Vista, baby.